pot descurca. Cazul meu a fost invers. Eu știam franceză, niciunul din ei nu știa franceză. Toți știau engleză și eu știam și eu puțin engleză. Începusem cu exact 2 ani înainte să o învăț independent. Și cât apucasem, zic că am putut totuși conversa. Indianul, iată, indianul vorbea cu un accent foarte vizibil, așa. V-ați convins și voi, probabil, multe ori, că înțelegi mai bine nu pe englezi și americani, dar pe alolingvi care vorbesc engleză, ei rostesc așa că înțelegi și tu. Ei rostesc aproape ca tine. Mai departe găsim pe autori, mici autori, mari autori. Este și aici o discriminare necesară, probabil. Faptul că ați avut inscripția Camus pe ușă, al cincilea Camus în camera în care ați fost cazat, este adevăr? Sau? Este adevăr. Da. A fost șase așa o întâmplare fericită. Eu care îl adoram pe Camus, vă zic că să ajung să locuiesc, ca să explic cine n-a citit, deci erau cele vreo 5, 6, 7 camere acolo și pe camere era pus Bernard Shaw, Albert Camus, Faulkner, deci intram acolo toți ăștia, că doar de-a lungul întregii veri veneau câte 3 săptămâni, 6 în alte 3 săptămâni, alții, și toți locuiau și ca și cum el trebuia să se simtă pe 3 săptămâni. Faulkner sau Thomas Mann sau nu știu cine. Eu a fost, întâmplarea fericită a fost să fiu cam eu, așa că eu am fost deja cu asta mulțumit, nu mai aveam nevoie de nimic, nu mai vreau nimic. Al cincilea Camus sună așa, regește, parcă. Da, nu, regește sau din contra, vă zic că Camus e unul singur, dar tot felul de imitatori și de inși care se cred, se vor, în fiecare vară sunt câte 5 să adună zeci de Camus inautentici sau pseudo-Camus. O altă discriminare necesară este cea a scrisului, scrisul mare și imitarea scrisului. Cu citate pe care pot să le enunț la pagina 12, 13, mai ales atunci când vorbiți despre faptul că știm ce este inclusiv și autorii, cei care încearcă să scrie, să facă literatură, precum și ceilalți, noi întotdeauna recunoaștem ca și o piesă bună. Când vedem un dansator bun, de altfel nu trebuie să dansezi ca să poți să vezi că dansează sau ba, că are plasticitate sau ba, ca și plasticitatea scrisului. Nu este neapărat să faci un curs special sau imediat simți că, uite, da, este autor. Chiar și atunci când nu întotdeauna mesajul l-ai asimilat sau parțial l-ai asimilat, dar oricum vezi că este scrisul mare. Un critic autentic, care este acesta? Am lucrat mulți ani alături de regretata Valentina Tezlăuanu și ea scria cronică de teatru. Eu încercam și eu să scriu cronică de teatru. Eu, bazându-mă pe faptul că am făcut și actorie, cunoșteam scena din interior, deci știu ce înseamnă să te simți în scenă și deci aș ști mai bine să scriu despre scenă. Ea era total ateatrală, ea nu era deloc, n-avea nimic în natură de actriță sau de ceva, era foarte așa stângaș și neîndemânatică. Ea pătrundea atât de profund în tot ce vedea în scenă, eu nici nu puteam visa. Eu mă înnecam în detalii cu joc actoricesc, cu lumină, regizorul ce-a vrut spune. Ea privea odată, iată ce înseamnă critic, critic din vocație, născut. Odată și înțelegea totul atât de profund și de filozofic chiar. Era, putea să vorbească și despre actori și despre astea, dar așa că înțelegeai totul. În a mea, în cronica mea, te înglodai, ea îți deschidea ochii și înțelegeai totul. Iată ce înseamnă un critic adevărat și cât de mult te poate ajuta unul ca ăsta și cât de tare te poate îngropa un critic prost care nu se agață de lucruri nesemnificative, de lucruri neimportante și îți spune și dacă ți părea că ești încurcat, după conversație cu el ajungi și mai încurcat. Iată diferența între criticul bun, adevărat, și criticul mai puțin. O altă discriminare.
cultura matură și cultura, sau cealaltă cultură, sau cultura țărilor în curs de dezvoltare. Da. Și aici o simțim și în relația dintre personaje, și prin gura yoginului prozator, și el indian, care acuză, el fiind din estul îndepărtat, acuză Occidentul și Vestul. Eu mă tem că mi-am consumat prea mult energie și forță în dorința de a combate literatura locală, cea proastă care am învățat-o la școală și care am învățat-o și la facultate și care a proliferat și mai târziu și, din nefericire, mai proliferează și astăzi. În loc pur și simplu să te orientezi după modele universale, literatura autentică, și să încerci să te apropii de ele sau să scrii în spiritul lor, tu lupți cu niște, scriituri mediocre, produse de grafoman de aici, și îți consumi, cum spune, aiurea toate eforturile. Sunt trist să constat astăzi că mai bine îmi foloseam energiile pentru altceva decât să mă ocup cu asta. Dar distinția asta între literatură adevărată, matură, cum ar fi o literatură franceză, germană, de care vreți, din astea, de o tradiție mare, și o literatură micuță, loc de asta, ca a noastră, care am fost rupți de adevărata noastră, încă și asta am mai avut-o, că am fost rupți de marea noastră literatură românească, ne-a condamnat la o existență de asta tristă, să luptăm între noi, deci o viermuială așa de mediocrități, luptându-se între ei, care-i mai prost și care-i mai bun, fiind toți la fel de proști și la fel de nebuni. Așa cum erau cei din sanatoriul pe care îl menționați la pagina 41, nici bolnavi, nici sănătoși. Exact. Ca să cităm un pic din carte, ce reprezenta această vilă la urma urmelor, dacă nu un fel de sanatoriu al celor bolnavi de neîncredere în vocația lor de scriitor, un hotel California al ieșuaților, un azil al salierilor. Este locul unde poți să predai cheia de la cameră când dorești, dar nu poți pleca niciodată, așa cânta Eagles. Unde să pleci să scapi de tine? La care vi-l ave? Unde să plecăm să scăpăm din noi acei răi, mici, fricoși, neputincioși? Unde mai spun, unde să fugi de vi-l ave dacă porți vi-l ave cu tine tot timpul, ca cum își poartă melcul cochilia? Da, da, este aici în pasaj. Pasajul în general e de toată frumusețea, poate fi citit, e pe da, o pagină. Și dintre puținele bucăți de care mă mândresc. Păi aici, să vedeți că am și bookmarks, am și din astea, și aici era cu o altă culoare. Înseamnă că cumva am simțit. Este un pasaj central. Este un pasaj de esență, este cumva aici inima, inima care bate și care, spre care merg toate vasele comunicante ale acestei povestiri, și chiar și jos, mai jos menționați pe aceeași pagină, sanatoriu din Carpații Ucraineni, unde ajunsese cu vreo 15 ani în urmă, după ce medicul îl diagnosticase cu o colecistită. Acolo bărbați și femei, nici bolnavi, nici sănătoși, se adunau la ore fixe din cele câteva blocuri ale așezământului, în șiruri, către o mică clădire pardosită pe dinăuntru și pe din afară, cu plăci mici de teracotă, albastră deschis de spital. Căsuța nu avea înăuntru decât un zid acoperit cu același tip de teracotă și străpuns de un șir lung de robinete. Pacienții își umpleau ulciorașele din ceramică cu apă sărată încălzită, după care prindeau să soarbă din burluie cu înghițituri mici și cu expresii de mulțumire pe chipuri. De parcă ar fi cântat la niște ocarine. Și asta e o imagine de care îmi place. Și mie mi-a plăcut. La niște, da. Chestiile astea chiar mi-am dat seama că cine a fost la sanatoriu poate ține minte că se vând chiar acolo, deci uciorașe de astea cu burluie cam lungi și ele seamănă cu niște ocarine.
Și mulți le cumpărau și le aduceau și acasă. Exact, o carie da, din astea da, da, da. În care se putea fluiera. Este o parte a copilăriei noastre. Este așa o culoare specială acelui timp care cumva nu era infestat de regimul, de figuranți, etc. Și aceste sanatorii erau un mic rai accesibil pentru cei care, pentru muncitori, pentru clasa muncitoare, docilă. Ne lipsim, bineînțeles, și partea mai frivolă a acestei vieți, pentru că acolo cetățeanul simplu se ducea și pentru aventuri erotice, acolo erau posibile. Inclusiv, dar nu dezvăluim cartea scoarță. Nu, dar acolo n-am avut nimic din asta, recunosc. Și cam pe aici am încheiat prima povestire. Despre a doua, Alina, acum, ținând cont și de faptul că ar trebui să ne limităm în timp, și aș propune să trecem la a treia, Mary Shore, care este... E greu de ales etichetele pentru un merișor care a trebuit să se nască ca un text, să se nască și să fie un text de literatură și cumva până să transmit ștafeta celor care sunt prezenți, aș vrea să spun că aseară citind am plâns și cumva a fost pentru mine un mic prinț pe dos. Asta mă tulbură foarte mult și îmi place foarte mult să aud, pentru că dacă Emilian Galaicu, un tip foarte așa rațional și cerebral și mi-a spus la un moment dat că a recitit peste ani și a avut zvâcnirea asta și s-a umezit ori. Dacă eu însumi recitim peste ani, și am dat de niște momente pe care le uitasem, parcă eu le-am scris eu, și m-am emoționat, m-am tulburat, am zis, în viața asta de scriitor am avut câteva pagini bune și ele sunt merișor. Puteți să spuneți, am sădit un merișor. Da. și el va dăinui. Și cumva... Atâtea aș avea de spus și cu rolul meu de coordonatoare, cumva am și monopolizat, cer scuze publicului pentru acest lucru, dar atâtea sunt de spus. Este, Joyce spunea că atunci când și-a creat opera, zice, pentru 200 de ani le-am dat bătăi de cap criticilor aici și la fel se poate de spus că pentru 200 de ani este material de lucru, întrucât aici este și gama și... A Florei, așa cum începe acest text cu zilele cu soare se țineau lanț și eram abia la mijlocul lui februarie. Unde s-a rătăcit iarna? Ne întrebam cu toții. Așa s-a despremăvărat de binele. Descrierea acestui copac și denumirile pe care îi le dați sunt geniale în simplețea lor și ele cumva preced acest text unde personajul simte altfel lumea și nu neapărat vrea să transporte mesajele prin cuvinte, să nu întotdeauna cuvintele pentru el sunt niște cunoscute, mai degrabă sunt niște necunoscute. Posibil că se teme, parcă nu le înțelege, chiar parcă ar fi un mic extraterestru, ar fi un mic prinț, doar că pe dos, doar că vede totul printr-un ecran, prin ceva, printr-un tavan și elementele astea de prezență a macrocosmului sunt uluitoare, cerul, noaptea, bezna pe care el o simte foarte bine, liniștea, tăcerea serii și micile ruguri din cer sunt... extraordinare pentru a descrie punctat, pentru a ilustra și metaforic, dar și foarte încăpător ideea asta de cât de mic, tot mic te simți în fața cerului înstelat și totodată cât de împăciuitoare poate fi acea stare că o poți trăi, că poți vedea acel și cer și nu neapărat fi, să le pui în cuvinte. Și mai poate fi cumva și terapeutică, pentru că el ajunge, când ajunge pe în fața dispariției, trebuie să moară,
asta, nu știu cum îl liniștește, parcă dă un fel de înțelepciune de om care și-a trăit o întreagă viață, de el nu are decât 16. Da. Aici ar fi foarte multe de spus, de aceea și m-am agățat de acest copac și cerul, care au apărut așa niște puncte cardinale, că de altfel el cumva plana, el nu era ca ceilalți cu picioarele pe pământ, el plana între straturile existenței și el își avea prieten copacul așa cum micul prinț avea prieteni din lumea animală sau acel trandafir sau... și el se juca cu acel copac stând la umbra lui și ziceam de acele copacul atunci când la început era mugur, era mugureș și pe urmă floreș și doar înflorit era cireș și la urmă era lemneș. Nu, doar când rodea era cireș, da. Pentru că avea cireș da. Și doar atunci era cireș. Exact. Când era cu floare, e floreș, când e cu muguri, e mugureș. Cum să-i zici cireș înainte de a fi cireș? Și atunci când era lemneș? Când a rămas iarna fără nimic, numai lemn, e lemneș. Și a fost voită această metaforă a tăierii copacului înainte de moartea personajului? Iarăși trebuie, da, cumva am simțit că trebuie să anunț că pe sfârșitul ăsta era un mare pericol să pară abrupt și nemotivat. Cum adică? Băițel de 16 ani, cum să-l omor la sfârșit? Dar eu aveam nevoie cumva și mă repet cuvântul terapeutic. Eram atunci teribil de obsedat și de deprimat de ideea morții. Am avut o perioadă cumplită. Nu vroiam să accept. Consideram animalele mai fericite decât omul pentru că nu știu de moarte. Animalele trăiesc în un soi de eternitate. Ele știu că doar au doar frici să nu fie mâncate, să nu fie... Dar ele nu știu că vor muri. Și este o stare mult mai cum spun eu, mai bună, mai umanistă chiar, decât să te naști și la un moment dat să conștientizezi asta. Uite, o să dispar și tu ca tu. Nu vreau, nu accept. Nu. Suferința era atât de mare, vreau să mă tratez cumva. Și știi că trebuie să omori pe cineva ca să te tratezi de moarte, literar vorbind. Și a trebuit să parcurg cu el etapele astea, cum trece prin boală, prin cum se stinge totul, trebuie să văd totul și mie cumva mi-a ajutat asta. Nu foarte mult, mă așteptam la mai mult. Dar cumva am ieșit mai luminat din asta. Terapie omorând erou. Da, omorând erou, nu mi-au reproșat cineva, îmi zicea, dar de ce așa un băiețel simpatic, de ce l-ai omorât, învii el, rescrie. Era una dintre identitățile pe care le purtați, probabil, că noi purteam mai multe identități în noi, bine, nu chiar identități, dar rolul, etape, ipostaze, stări. Aș vrea să trecem de la nota aceasta mai tristă la celelalte elemente care atât de mult îmbalsamează acest text și îl miruiesc. Sunt vorba de ritualurile, zilele de naștere, care nu știu dacă cei prezenți le-au sărbătorit cu clasa, noi da, și într-adevăr erau cumva o inițiere în viața de adult și mi-am amintit, da, băieții din clasă încercau și prima lor, poate nu chiar beții așa, am avut o clasă bună și nu chiar mă refer la băieți și fetele mai deloc. Adică pentru noi nu a fost chiar aventura cea mare, dar erau așa niște începuturi, noi așa mimam și noi un fel de viață adultă. Apoi nunțile, la care toți am fost și știm ce înseamnă o nuntă și celelalte etape și faptul, așa cum spuneți, interesant, pe la pagina 103-106, și despre alte, de fapt 110, același om, vorbim despre verișorul lui, același om și diferite cuvinte.
Mai întâi flăcău, mire, soț, tată, el iar se lega de cuvinte. Da, și, da, și da, era da, foarte da, interesantă trecerea asta și nu mă opresc, deși parcă aș vrea să le dezghioc. Dar mai ales viața și moartea pe care ați menționat-o și mormântarea, când spune bunica moartă, până să moară, am zis bunica, acum mai zic mortul și când m-am obișnuit cu mortul, noi trebuie să-l dăm și în groapă. Și felul cum descrie podișoarele, cred că ați găsit aceste momente pe care noi le-am trăit, întrucât viața presupune și precum apariția membrilor familiei, așa și dispariția lor, și aceste podișoare pe care am descoperit că le aveți altfel în sat, la noi e un pic altfel, nu se toarnă prin pahar, nu se trece pe deasupra, dar se pune colacul cu ceva și se trece pe deasupra, dar nu cu paharul turnat și cu... Nu cu paharul, după ce a trecut, vine cineva și toarnă în paharul de acolo de jos. Nici. Nu, nu, la asta și mă referam, e un pic diferit, dar este interesant acest moment și cumva dacă aici doriți să interveniți, am putea să le dezghiocăm, că ele sunt foarte, aceste, înmormântarea, am zis, groapa, bocetele și iarăși mă gândeam așa în pielea, bine că avem studenți care se pregătesc pentru traducere și interpretare și mă gândeam cum vor fi traduse acel bocet care este un culturem, este ceva foarte specific pentru loc. Și podișoarele care nu pot fi traduse și celelalte ritualuri care sunt descrise și groparii care la sfârșit ați zis că bat cuile în sicriu de parcă le-ar bate așa într-o ladă și într-adevăr groparii ei cumva așa și execută da? Exact, parcă nici nu participă la acel spectacol aici bocetele cei plâng și ați mai zis un lucru care l-am constatat așa tocmai așa mi-a trecut pe coloană cum zicea Nabokov, când citim trebuie să citim cu spinare. După ce este dat în groapă și cu primele lopeți de pământ, parcă ar fi ca la un semnal, toți tac și pleacă. Și chiar așa și se întâmplă, de fapt. Absolut, da, uluitor. Eu am avut șocul ăsta la cimitir. Poate chiar că n-a fost îngropată bunica mea. Că toți se frământă și plâng și nu știu ce, și sunt aruncate astea. Toți se duc așa, repede, sunt pe o mașină, știi? Parcă nu s-a întâmplat. Eu încă eram, tremuram acolo lângă bunică mea, că iată un om de-al nostru care din toată ziua ne vedeam și care și acum la oastea și uite, cad pământ, știi și eu și de-am uitam cu ochii că scade. Ia, haideam să vedem ce-ți mai faci pe voi. Ați uitat de praznic, nu? Toți încărcau și mergeau la praznic, așa ați spus și aici. Parastasul ăsta care e. Oare și ne hrănească. Și la aceste cum? La parastas, de fapt, se poate pomeni, plânge, dar pot fi spuse și istorii de viață și... Da, 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 deja acolo e ca peste tot. Îți amintești de, uite, cum era, ce se... Eu mă simt foarte bine aici și îmi place foarte tare cum mă ascultați. Totodată consider că nu trebuie să facem așa ca să dureze mai mult decât trebuie. Ar fi bine încet, încet să ne apropiem de final. Eu v-am pregătit și un mic desert, am să vă citesc ceva, ca să fie un sfârșit bun. Așa că nu trebuie să vă simțiți obligați să întrebați ceva sau să spuneți ceva. Deja a fost foarte bine, să nu stricăm binele astea. Dar dacă totuși doresc, Elena... Eu știu că Elena e o cititoare. Nu știu ce să zic, eu m-am ascultat captivată și mi-am, chiar înainte de a veni aici, am și alte activități, desigur, dar cu fiecare pasaj, să spun așa, din întâlnire, eram convinsă că am făcut foarte bine că am venit aici. Adică mi se întâmplă ceea ce a spus la început, să întâlnești, să citești o carte, să vezi ceva, să ai parte de o întâlnire cu un om care să te facă să treci mai repede prin timp. Eu, de asemenea, sunt o cititoare a autorilor existențialiști. Mi-a pus și mie Albert Camus, m-am gândit la Teatrul Absurdul al lui Ionescu, am trecut și eu prin mai multe lecturi acum, amintindu-mi de Thomas Mann, care Muntele Vrăjit, de, nu știu ce să vă zic, sunt fericită că am avut parte de această întâlnire, nu cred că...
Mi-a plăcut ceea ce a spus, că noi toți avem activități, dar cumva și dacă ne aud cei de la activitățile principale să înțeleagă că am venit pentru un motiv întemeiat aici, că toți am ieșit din birouri ca să venim aici și pe urmă ne întoarcem la rutină. Și eu am, chiar întâlnirile astea care sunt cu tineri, cu studenți, am obsesia asta să mai înțeleg ceva despre mine, chiar dacă e vorba de copii, să mă provoace, să mă ascult, să mă las să vorbesc. De multe ori fluxul ăsta verbal îți ajută uneori să spui ceva care la care nu te-ai gândit. Și lor le ziceam, fraților, haideți să nu pierdem deloc timpul care îl avem, uite, rezervat, fie că e vorba de întâlnirea asta, fie de altceva, hai să încercăm să ne, oricât de puțin, dar măcar ceva să luăm. Avem ceva de întrebat, ceva îndoială, nu știu ce, o naivitate, orice, adresați-mi, spuneți-mi. Și eu zic că am, cumva, anul ăsta cu Chișinău citește, cumva mi-am lămurit mie mai bine multe lucruri din ce-am scris, mi-am lămurit mie despre mine însumi multe lucruri și eu zic că m-aș fi așteptat poate ca ei să fie mai activ, dar cum mi-a spus un coleg scriitor, zicea, măi, tu când te-ai pornit, ei sărași așa au rămas că nu mă ascultau, trebuia să-i provoci să te întrebe, dar ei nu mă știu și ascultau și parcă îți spuneau, mai zi. Dacă doriți. Cine dorește să pună o întrebare, să intervină, să facă un comentariu, vă rog. Am citit cartea, mi-a trezit multe emoții, într-adevăr. Furie, tristețe, nedumerire. Uh-huh. Ascultând astăzi comentariile și ceea ce s-a menționat în multe momente din carte, cu siguranță voi reciti și unele momente altfel le voi sesiza, înțelege. Dar cu Mirișor am plâns și foarte mult am fost supărat pe dumneavoastră. Niciodată un scriitor nu s-a bucurat așa de tare să supere pe cineva. Da. Dar cu siguranță v-ați atins scopul. Da. Cumva și mie mi-am făcut bine că am vrut, cum v-am spus, să scăp de această obsesie. Să știți că eu caut un text, nu aud totul. Între timp, aș mai spune câteva momente pe care, dacă veți avea o lectură sau o relectură a cărții, puteți să țineți cont de ele sau ba. Și onomastica acestei cărți mi-a fost interesantă, începând cu denumirea însăși a colegerii din cele trei texte, cât și personajele care unul e cataramă și cumva l-am văzut așa prins într-o cataramă prea strânsă care îl sufocă. Ar putea fi, totodată eu citeam atunci Murakami când scriam. Kafka pe malul mării? Îmi plăcea sonoritatea numelor astea japoneze, Murakami, nu știu ce. Și am simțit nevoia să folosesc ceva care să sune ca în spirit japonez. Alina, semnificația este prescurtat de la Adelina, dar semnificația este de o tandrețe nobilă și această fetiță bine crescută, fată bună, dar nu știu, fără noroc sau ce i s-o fi întâmplat, de ce este așa, Alina nobilă sau mai mult o victimă a convenționalismului, mai mult a convenționalităților sau a regulilor prestabilite. Sub dictatura unei mame care îi dorește fetei atât de mult binele încât cumva el și îi și pune embargo pe acest bine și ea nu mai poate trăi cu ceea ce ea simte. Și unire între artiști din diferite domenii și se creează un program artistic, deci din diferite genuri, actori, muzicieni,
sunt prezenți întotdeauna pianiștii Lapicus și Makovici, care au neapărat un... Și scriitorii sunt invitați să facă ceva, să spună ceva. Există o temă și în aprilie tema era dragoste. Și la un moment dat ei, organizatorii, îmi spun: nu ai vrea să ne prezinți ceva despre prima ta dragoste, primul tău sărut? Zic, hai să încerc. Și am prezentat ceea ce o să auziți. Care l-am prezentat și în fața tinerilor și ei l-au gustat foarte bine, dar la, acolo, la Ionescu, a fost un public foarte doct și matur și despre prima dragoste și primul sărut. Pe ea o chema Catiușa. Eu eram în clasa 10, ea în a 9. Nici eu, nici ea nu știam dacă suntem îndrăgostiți unul de celălalt. Fiecare spera ca de la dragostea celuilalt să se aprindă și dragostea lui. Din cauza aceasta, totul în relația noastră era plin de așteptare. Serile, când o conduceam acasă de la discotecă, așteptam amândoi înfiorați de la mine să spun ceva, iar mie mi-erau paralizate și mintea și gura. Pe la un sfert de drum ziceam: bună discoteca azi, și ea: uh-huh. Pe la jumătatea drumului eu voiam să o întreb ceva, dar mă blocam până la al treilea sfert de drum, unde ziceam: ia că ne apropiem de casa ta. Uh-huh. Și în final, la poarta ei venea eliberatorul: la revedere. Ca după asta să vorbesc cu mine tot drumul până acasă, să mă cert, să mă înjur, să-mi trag pun că nu am fost în stare să deschid gura. În ciuda acestei stări de lucruri, mă gândeam că în relația noastră va veni inevitabil momentul primului sărut. Totuși, cum să ajungi până la el? Cum trebuie să se întâmple? Ce trebuie să spui? Cum tehnic să execuți totul? În mahalaua noastră eram patru prieteni, doi de clasa 10, doi între a 9. Vaniuța, unul din cei de a 9, era nu știu cum cel mai copt dintre noi. Noi cei doi dintre a 10 abia începeam să ieșim cu fete, el era deja la a doua sau chiar la a treia relație. Noi abia învățam să fumăm, el fuma de prin clasa a 7. Într-o seară ne întorceam toți patru de la film, de la club. Ajuns în Mahala, ceilalți doi prieteni au mers acasă, iar eu i-am dat de înțeles lui Vaniuță să rămână să mai stăm de vorbă pe bancheta de lemn din Mahala. Mâncam răsărita care ne mai rămesese pe fundul buzunarelor. El la un moment dat și-a prins o țigară. Nu era prima dată când în conversațiile noastre eu atacam tema fetelor. Cum cu Tania l-am întrebat despre fata cu care prietenea de vreo lună? Normal? V-ați sărutat? Noi cu Tania ne sărutăm la prima întâlnire. Eu de la prima, eu nici de la 20-a. Ce, chiar te-au lăsat așa deodată să o săruți? Știi ce pumn am încasat de la ea? După care mi-a dat voie. Așa e regula, trebuie să primești la cap dacă vrei sărutat. Dar cum se întâmplă totul? Stați așezați, ori picioare, unde vă sărutați? Peste tot. Cel mai des pe o banchetă, ca asta au și ei una în Mahala. Și? Și vorbim, eu mă întind spre dânsa, ea se îndepărtează, eu mă întind până ajung la templă, până la obraz și apoi la guze. Eu de-a moștițele le-am atins. Oho, tot te-o pălit? Așa un pumn am mâncat? Înțelegi, în dragoste totul se obține prin pumn. Am pus mâna pe genunchi, am primit un pumn, mi-am ridicat mâna mai sus de genunchi, doi pumni, am ajuns la fustă, trei pumni, dar dacă o lași să-ți tragă pumn, după asta îți permite să faci ce vrei. Eu sunt numai vânătăi, dar să merită. Uite, eu știu că mâine după discotecă am să-i ajung cu mâna sub fustă și pentru asta trebuie să mănânc o doi pumni, dar să merită. Auzi, îl întreb, dar cum o săruți? Cum o săruți? Și dăm pe banchetă, eu îi iau capul în mâini și o sărut. Dar spui ceva înainte de asta. Când și cum? Și ea nu-i sferește. Sferea la început, acum nu-i sferește. E sferește, dar nu tare, așa, de formă. Și o sărut. O dată? E o dată, de multe ori. Dar cum o sărut? Ce-i vedere cum?
zic, cele întâmplate. Ceea ce încerca să-mi arate Vaniuța nu era un sărutat, ci așa un fel de îmbălat. Mă rog, el cu Tania lui sunt persoane așa mai simple, așa o fi sărutatul printre ei. Eu, ca eminentul clasei, nu puteam permite așa ceva. Dacă i-aș fi urmat exemplu, ar fi trebuit ca și cum să-mi deschid buzele și cu toată saliva din interior să-i cuprind buzele Catiușii cu ale mele, ce grețoșenie. Un sărut, mă gândeam eu, nu trebuie să fie un schimb de salive cu iubita, ci o întâlnire delicată a vârfului buzelor tale cu vârful buzelor ei. Exact așa voiam să execut eu primul sărut mai târziu, în primul an de facultate, cu cea care avea să-mi devină soție. Cu Catiușa nu am mai ajuns nicăieri, ne-am plictisit amândoi să așteptăm ca eu în sfârșit să spun ceva, ori să fac ceva. Deci iată-mă la anul întâi de facultate, preteneam sau ieșeam cu o colegă, o fată delicată de oraș, și iată-ne cu ea într-un moment de tandrețe, când toate condițiile pentru ca să se producă primul sărut erau întrunite. Mi-am pregătit vârful buzelor, l-am apropiat lent de ale ei, ochii mi s-au închis în așteptarea magiei, și a urmat această frază a ei: tu nici nu știi să te săruți. Dacă îmi trăgea un pumn ca Tania lui Vaniuță, era mai bine. Tu știi? Am întrebat-o. Poate mi-arăți? Și ea mi-a arătat. Mi-a cuprins buzele mele arzând între buzele ei umed cleioase, era exact îmbalatul lui Vaniuță. Și pentru că am discutat lung, dar foarte interesant, și a făcut și coordonatoarea repede și a amputat din lista ei de motive și motiveme, asta o să fac și eu. Voiam să zic că la recitire... M-a impresionat foarte tare să văd cartea asta a Carolinei, plină de autor. Ia, uitați-vă și asta. Cred, că autor îi crește inima să vadă așa ceva. Da, și vreau să zic că am găsit lucruri interesante despre inspirație și despre talentul autentic, despre aspiranții la gloria literară, care poate nu întotdeauna sunt cei care merită, și aproape că voi cita, așa se nasc semiscriitorii, sfertoscriitorii, grafomanii și impostorii de tot soiul, inși care își găsesc chemarea și ajung o pacoste pentru ei înșiși, dar și pentru apropiații comunității din care fac parte. Astăzi noi avem parte de eco-lecturi, de lectură eco. Și când în alte părți se scriu în continuare cărți adevărate, izvorite din talent, și aici mi-a plăcut mult această metaforă plastică, pentru că am pus-o chiar aici în caietul meu de aforisme, cum vulcanul erupe din măruntaiele pământului, ori cum floarea răbufnește pe lemnul copacului. Așa, adică ar trebui să fie un talent. Un adevărat scriitor n-are nevoie de proptele, cam în felul ăsta era, de festivaluri, de ateliere, de concursuri, așa gândea protagonistul. De stagii, de burse, scriitorii adevărați n-au nevoie de cârje, dar aș zice că scriitorii adevărați au nevoie de astfel de întâlniri, de care ați avut partea astăzi, de întâlniri direct cu cititorii. Și mi-a plăcut, dacă e să merg așa galopând, dar totodată vorbind și telegrafic, Alina, această povestire, și deodată parcă am revăzut, cred că în generația fiecare dintre noi au fost așa fete, atât de cumințele, docile, corecte, și dar iată, le înconjura norocul. Și am văzut cât de bine ați redat și viața de cămin, deși ea, Alina, locuia cu părinții, era o orășeancă, și atunci când venea la cămin era o viață de vis, și într-adevăr la cămin cine a locuit știe cât de frumos era. Deodată am revăzut căminul nostru. Cămin nu era de vis. Pentru... Era
Da, nu știu. Era fată totuși mai de oraș și atmosfera de la cămin cu tot ce acolo o cam speria, da. Da, o cam speria. Ei nu-i plăcea că avea lucrurile bine aranjate în șifonierul ei de acasă, dar am zis că poate se gândea, e ca o lume așa tainică. Pentru noi a fost, pentru cei poate care au locuit pe la cămin. Curajul să se rupă de familie mai devreme și să trăiască. Asemenea, copiii chiar au nevoie la un moment dat să se rupă și să trăiască undeva departe, că numai așa, e ca și cum l-a aruncat pe cineva care nu poate nota, să învețe a nota, trebuie să-l arunci în apă. Așa iar poate ar fi trebuit să fie aruncată. E adevărat, mi s-au părut și cam crunți părinții, chiar și mama Alinei, care deseori insinua că, uite, rămâne fată bătrână, și chiar și mama lui Merișor, nu mi s-au părut niște părinți, nu că răi, dar care sunt aproape, dar poate și e greu să fii, să înțelegi lumea interioară. Și aici este așa un moment haios când el e internat în spital, vine mama și îi aduce un cocoș, un caș de brânză și un coniac. Așa era și zice, dă-i medicului, adică să fii tratat mai bine. Și după aceea medicul a intrat în salon, a avut parte de toată atenția lui și zice Mereșor, uite, atunci am înțeles, adică cum e un medic adevărat sau cum trebuie să te pui cu un medic. După dacă minte, da. Un medic adevărat, cumva el zice că i s-a ridicat dispoziția medicului și așa cum a spus mama și acum începe tratamentul, că până atunci nu era. Și el zice, păi dacă așa se ridică dispoziția medicilor, ar trebui în fiecare zi fiecărui medic să-i se dea câte un cocoș, un coniac și un cașcaval. Asta tu ai citit aseară, dar eu am citit mai de mult și de aceea puțin am... Da, am avut în vedere, persiflant am zis, nu că e medicul adevărat cel care îi amită sau îi dai la pungă, nu asta s-a avut în vedere. Ne-a plăcut nouă tuturor din cei cu care am discutat că au lecturat cartea, a mers așa bine, mie în special am fost un lector impresionat, l-am descoperit pe domnul Cheianu, bine, îl știam de la emisiuni TV, că omul care critică bine, la scurt pe doi, critică, ce să zic, și fără milă uneori, cu îndrăzneală, dar cu obiectivitate, de ce nu? L-am văzut pe scenă atunci când și montată era cu bunicul Ce ne facem și era lectură în premieră, actorii citeau lectură teatralizată. Spectacol lectură, tot mi s-a părut foarte interesant, iar astăzi l-am descoperit în rolul de scriitor, dar mai bine zis, am văzut și partea asta foarte umană, caldă, cu blândețe ne-a privit, cu multă docilitate ne-a ascultat și a conversat și l-am văzut cât de aproape fii de toți, de cei care iubim cartea, lectura, literatura și o să mă folosesc să-i dau o diplomă de recunoștință pentru promovarea lecturii, pentru promovarea imaginii bibliotecii în comunitate. Și sunt sigură că ați descoperit nu numai cititorii, dar și bibliotecile. Că bibliotecile astăzi sunt o portavoce, sunt cele care transmit doar valori frumoase, general umane. Vă mulțumim cu toată sinceritatea și gratitudinea noastră. Eu mulțumesc pentru întâmplarea de astăzi. Sunt la, ciudat, a 13-a întâlnire în anul ăsta și s-a întâmplat pentru prima dată să vină un profesionist adevărat la această întâlnire, un critic pe care îl apreciez foarte mult. Vorbesc de Carolina Dodu Savoiu. Am fost uimit să citesc când a pus câteva zile în urmă anunțul ăsta, că uite, va fi asta și ea va participa. M-a tulburat și am așteptat cu emoție întâlnirea asta. Am avut nevoie și de o asemenea în acest an în care doar mă ascultă pe mine
niște tineri să ascult și eu vorbindu-se despre cartea mea și să mă convingă, eu să zic că nu sunt scriitor bun, dar eu să mă conving că sunt scriitor foarte bun. Mulțumesc tare mult! Ați fost, m-ați ascultat cu atâta, vă spun, m-ați sorbit din ochi și m-a inspirat foarte mult să vorbesc. Mulțumesc mult!